Acum veți primi un dar deosebit din partea Patriciei. Vă va oferi răsaduri de flori, de legume, dar și plante aromatice. Știți de unde le-a adus? Tocmai din Italia, special pentru voi. Suntem alături de reprezentanții unei companii din Italia, furnizoare de material stăditor. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Dânsul este Paolo Gazzola, unul dintre titularii firmei și este aici în calitate de responsabil pentru a reprezenta firma Grupo Padana. E titolare. Care este mai exact activitatea dumneavoastră? Cu ce vă ocupați și cu ce veniți pe piața românească? Noi lavoriamo nel mondo atât pe partea de floricultură cât și orticultură cu plante micuțe, da? Cu răsaduri de plante, așa se numesc, plante micuțe, le-a denumit dânsul. Cum e giovani piantine. Și noi am fost atrași de același lucru, am venit să vedem aceste răsaduri foarte frumoase, le avantajează și lumina, puțin mai devreme era o lumină verde care le făcea și mai vii și mai proaspete. Spuneți-ne ce ați adus, ce avem aici? Deci avem o parte de flori, iar în partea aceasta avem legume. Alimentare? Legume. Roșii, vinete și ardei. Avem și, și o parte de plante aromatice. Melanzane. Dacă ar fi să vorbim despre compania dumneavoastră din Italia, cum arată serele? Pe ce suprafață lucrați acolo? Sunt două sere la Treviso, una în 40 și una la 40 de kilometri distanță. Sunt în jur de 30 de hectare de terase acoperite și acolo se produc aceste flori micuțe. Cum reușiți să le aveți atât de frumoase, de proaspete? Putem să mergem puțin înapoi. Au o experiență de 40 de ani în spate și atât de mulți oameni care iubesc să facă asta și cu multă experiență. Deci e o chestie care durează de foarte mult timp și atunci se vede. E un lucru făcut de în timp. Cum reușiți să țineți în frâu bolile și dăunătorii? Sunt deja mai mult de 15 ani de când au început să producă foarte mult bio și încearcă să fie totul cât mai natural. Tocmai de aceea plantele arată și așa de bine. La cultura delle piante. Totul este natural, bio, înseamnă că nu aplicați chimicale. Ce aplicați totuși? Folosesc practic 80% bio și mai este un 20% de substanțe bio, dar compatibile cu biologic, compatibile cu plantele pe care le au. Compatibile cu biologicul. Doresc pe viitor și fac studii în sensul ăsta, în a avea 100% o cultură biologică și certificată. Aceasta este și tendința în viitor? Înțeleg că la nivel european se va merge foarte mult pe bio și culturi protejate. La tendința de tutto il mondo, c'è anche la... Asta este tendința europeană și normele europene, de fapt, către asta ne îndreptăm, da, dar o să mai dureze ceva timp, cu siguranță însă se dorește să se ajungă acolo. În plus de asta, este chiar dacă normele europene așa impun, este și o alegere a firmei, da, a societății, din respect pentru clienții pe care îi au și din respect pentru sănătate. E sempre meno chimica per la salute. Vorbim de protecția plantelor și sistemul acesta protejat. De ce? Pentru că altfel poluarea s-ar transpune și în aceste culturi? O fac pentru a proteja în plus extra plantele, pentru că n-au luat niciodată legătură cu substanțele chimice și atunci este o măsură de precauție extra pe care eu iau pentru plantele pe care le produc, din grijă pentru ele. Hanno una difesa anche maggiore. Ce îngrășăminte se folosesc în sensul acesta? Tutte le piantine noi usiamo torbe anche noi. Sunt, da, din îngrășămintele prezente pe piață de bună calitate. Di buona qualità. Eu vă mulțumesc foarte mult, sper să fi fost informații utile și pentru dumneavoastră. Succes în activitate. Ti fac auguri pe futuro nell'attività. Grazie. Și noi vă mulțumim.